Moldovenii stabiliți în Germania își vor putea menține și cetățenia țării lor concomitent cu obținerea cetățeniei germane. În ce condiții și cine poate beneficia de aceste prevederi, o să aflăm în continuare, pentru că în legătură directă cu noi este consilierul Ambasadei Republicii Moldova în Germania, domnul Sergiu Rusu. Bună dimineața, domnule Rusu! Vă salut! Vă mulțumim tare frumos că ați găsit disponibilitate în această dimineață pentru a discuta despre o veste îmbucurătoare și mult așteptată. Aș vrea totuși să aflăm mai multe detalii despre ce prevede acest nou amendament. Deci, prima și cea mai mare modificare, așa zise reforme sau modernizări a legii cetățeniei germane, prevede posibilitatea de păstrare a celei de-a doilea cetățenii, deci a cetățeniei de origine. Și este, de fapt, o schimbare de paradigmă care a fost mult așteptată în Germania. Și aici vreau să menționez că nu doar de cetățenii străini, dar chiar și de cetățenii germani care sunt stabiliți peste hotare și ar fi dorit să obțină cetățenia altui stat, dar având în vedere prevederile legale germane, nu au putut o face. Acest lucru le oferă străinilor, în cazul nostru moldovenilor, posibilitatea de a-și păstra cetățenia statului de origine, în acest fel putând să-și păstreze legăturile de suflet, să zicem, cu statul de origine. Al doilea punct foarte important, s-au creat stimulente pentru integrarea străinilor. Unul dintre acestea este reducerea termenului de ședere necesar pentru posibilitatea de a solicita cetățenie germană. Astfel a fost redus termenul de la 8 ani, care a fost până acum, la termenul de 5 ani. Și totodată este prevăzută și o excepție, deci pentru persoanele care demonstrează un nivel înalt de integrare, deci acestea care cunosc limba foarte bine sau sunt angajate în activități de voluntariat, pentru aceste persoane s-a redus termenul până la 3 ani. Wow, asta înseamnă că performanțele, de exemplu, deosebite la școală sau angajamentul civic ar constitui niște avantaje în procesul de obținere a cetățeniei, nu după 5 ani, dar după 3. E bine de știut acest lucru. Exact. Deci integrarea aduce beneficii nu doar persoanei, dar și statului, de fapt. Așa este. Ce demonstreze Germania în acest Vreau caz. Să vă întreb ce se va întâmpla cu copiii. Cum obțin aceștia cetățenia statului german? Asta era, de fapt, punctul următor, foarte important. Deci copiii născuți în Germania, din părinți străini, și aici e bine să cunoașteți că în Germania nu funcționează legea teritoriului, este doar legea sângelui. Totuși, pentru copiii născuți în Germania, din părinți străini, care au deja termenul de ședere de 5 ani prevăzut, vor obține automat cetățenie germană. Și aici important că sunt două momente de reținut. Primul, cel puțin unul din părinți trebuie să fi locuit în Germania cel puțin 5 ani. Și la momentul când s-a născut copilul, să dețină un permis de ședere nelimitat. Deci, cu permise de ședere limitate, acest lucru nu este posibil. La fel, pentru muncitorii migranți, așa zisii gastarbeiter, a fost exclus testul de integritate, care este, de fapt, unul complicat. Și acum este necesară demonstrarea unor abilități sau competențe lingvistice orale, nu mai mult. Așa. Vreau să ne spuneți, domnule Rusu, câți moldoveni sunt stabiliți cu traiul în Germania? Pentru că este o destinație destul de bine cotată pentru cei care sunt în căutarea unui job mai bine plătit sau unor condiții de viață mai elevate.
Da, aveți dreptate. De fapt, Germania se află acum în top 5 state preferate de moldoveni și ne este un pic complicat să evaluăm numărul acestora pe teritoriul Germaniei, dar totuși risc să estimez că pe teritoriul Germaniei actualmente se află circa 120.000 de cetățeni ai Republicii Moldova și a altor state, pentru că într-un fel, statistica asta am făcut-o consultând autoritățile germane și aici sunt incluși și cetățenii români cu locul nașterii Republica Moldova. Așa. Știu că înainte era posibilitatea obținerii cetățeniei germane fără a renunța la prima cetățenie doar în cazul cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene. Republica Moldova nu face parte încă din această comunitate europeană. Care ar fi avantajele Germaniei în aceste modificări legislative? Aș vrea să menționez că nu este așa. Deci și înainte a fost posibil de a păstra cetățenia statului de origine. Într-adevăr, în mare parte era vorba de statele UE, însă mai erau un șir de state. Printre condițiile care erau impuse de statul german era demonstrarea unui preț exagerat pentru renunțarea la cetățenia actuală. Și aici puteau fi incluse absolut toate statele lumii, să spunem așa. Cât ține de beneficiile unui pașaport german, am făcut puțin studiu cât am avut posibilitate și deci în primul rând, deci există un ranking al pașapoartelor lumii și pașaportul german se află pe locul 3 deja de mai bine de 20 de ani, cu 177 de state ale lumii în care deținătorul pașaportului german poate călători fără viză sau cu viza obținută la hotar. Și dacă adăugăm pașaportul moldovenesc, care mai are câteva avantaje, cum ar fi Federația Rusă, știu că nu este o destinație populară acum, dar în fine, e un plus. Atunci avem o gamă largă de state în care pot călători cetățenii noștri care vor obține și cetățenie germană. Domnule Râsu, pe final aș vrea să vă întreb care este procedura de obținere a cetățeniei germane pentru cetățenii din Republica Moldova? Care sunt pașii pe care ar trebui să-i întreprindă? Deci, primul pas și cel mai important este legalizarea șederii sau oficializarea șederii pe teritoriul german. Mulți din cetățenii noștri, deținând și cetățenie românească, consideră că nu este necesar să fie înregistrat cu domiciliu în Germania. Dar nu este așa, pentru că termenul ăsta de 5 ani începe a se scurge din momentul în care persoana își înregistrează oficial șederea pe teritoriul Germaniei. Al doilea moment este că trebuie să fie autosuficient, deci să nu beneficieze de sistemul social german. Și aici nu se includ indemnizațiile pentru copii și așa mai departe, dar persoana trebuie să se întrețină singură, să achite taxe. Ulterior, când este împlinit acest termen de 5-8 ani care era până acum, se adresa la primărie cu o cerere. Aceasta era examinată, se făcea testul de cetățenie, unde se includeau competențele lingvistice, cunoștința modului de viață german, să spunem așa, cunoștință de bază despre legislația Germaniei, ce este foarte important pentru că Germania este o țară cu reguli stricte. Astfel, dacă se acceptă, persoana își primește certificatul de cetățenie cu care primește pașaport. Perfect. Sună promițător, domnule Râsu, eu vă mulțumesc din toată inima. Aici vreau să aduc un mic accent la ce s-a mai modificat. Așa. Și este foarte important. Deci a fost înăsprită procedura de interviul de securitate, care presupune răspunsul la mai multe întrebări ce ține de
Gradul de integrare în societatea germană. Și aici vreau să spun că persoanele care au nereguli în, și sunt implicate sau s-au demonstrat implicare în acțiuni cu caracter de antisemitism, rasist sau inuman, duc automat la descalificarea persoanei. Deci, și aceste acțiuni, e important să reținem că nu neapărat trebuie să fi fost în Germania. Deci, dacă se demonstrează persoana a avut un comportament nepotrivit, inclusiv în țara de origine, duce automat la descalificare. Așa, am înțeles. Trebuie să fie o persoană integră. Domnule Rusu, mulțumim tare frumos pentru intervenția din această dimineață. Este o noutate pe care au așteptat-o mulți moldoveni și sunt sigură că ați venit cu anumite clarități pentru toți cei de acasă. Vă mai așteptăm în cadrul emisiunii Bună Dimineața. O zi reușită să aveți! La fel, cu mare drag!